Am început urcarea destul de abruptă, dar nu e foarte mult de urcat. Practic aici, în zona asta, era cetatea. Și acum, haideți să-și aruncăm o privire asupra Cugirului, asupra zonei, văzută de pe cetatea dacică Singidava, dealul cetății de aici, din Cugir. Salutare! Eu sunt Dacian, iar voi urmăriți vlogul Dacian Gojira. Azi e duminică, chiar dacă e ploaie, plec la o plimbare pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Mulțumesc abonaților, mulțumesc celor care mă urmăriți și pe Facebook. Sunt undeva la limita între județele Hunedoara și Alba, pentru că sunt în căutarea unei cetăți dacice pe care vreau să o trec bifată, Singidava, se presupune că e undeva pe lângă Cugir. Cu această ocazie vedem cum mai arată orașul Cugir, că nu a mai fost de mult, și ce găsim interesant în aceste locuri. Am venit pe drumul european să intru în județul Alba, sunt chiar la limită și chiar o să trec așa cu un picior în județul Alba și o să fiu cu celălalt în județul Hunedoara. Chiar dacă suntem sub amenințarea ploii, hai să luăm la drum, hai să vedem dacă găsim cetatea dacică Singidava lângă Cugir și să vedem cum mai arată orașul. Deja am intrat în județul Alba și chiar aici e linia ferată care se numea Cugireana și este vorba de linia pe care trecea cel mai lung tren de navetici din Europa. Cât credeți că erau? 7000 de navetiști abonați. Bun, nu mai circulă pentru că, după cum știți, probabil fabricile nu mai sunt cu capacitatea umană care funcționau pe vremi. O schimbare aici lângă Cugir este vechiul drum. De obicei când veneam la Cugir trebuia să intrăm prin localitatea Vinerea, dar acum e oarecum o variantă, o centură prin care ocolești Vinerea, rămâne lângă drum și se merge foarte bine pe centura asta, nu se mai intră prin localitate și se circulă mult mai bine. Asta e o schimbare pentru că știu că mulți ani în urmă acest drum nu exista, trebuia să intri prin sat. Am găsit loc de parcare și haideți să luăm un pic cu girul la pas într-o zi de duminică. În principiu, duminica e mai liniște. Sunt chiar în centrul Cugirului. Aici e catedrala. Și din câte știu eu, aici în oraș chiar e un hotel. Aproape 10 grade. E o temperatură foarte bună pentru o plimbărică. Am găsit și loc de parcare fără probleme, nu e cuplată ca în alte orașe. Aici e Hotel Dragana, pus la punct, văd aranjat. Oricum, orașul cu satele aparținătoare, peste 25.000 de oameni erau la un moment dat, iar orașul, chiar dacă nu sunt foarte multe blocuri, în schimbare foarte multe case, sunt cartierul Cindeni e foarte mare și sunt foarte multe case, e foarte întins, dar în principiu ar trebui să vedem o imagine asupra orașului de pe cetatea dacică, pentru că acolo vreau să ajung la un moment dat. Am intrat și pe mica pietonală din Cugir, magazine și pe o parte și pe alta și ceea ce am remarcat aici, foarte multe terase. Când e o temperatură plăcută, cred că e o plăcere să stai să te bucuri de momentul de relaxare. Pentru că locuri sunt aici, în Cugir. E închisă circulații mașinilor. E un loc foarte bun pentru plimbare și undeva acolo pe dealul ăla, pe dealul cetății, așa se numește, e vechea cetate Singidava, cetate dacică, nu vă imaginați că e ceva foarte mare, pentru că din ce a mai rămas din cetățile dacice sunt doar ruine.
Acum aici blocurile nu sunt foarte înalte, e stilul ăla de blocuri muncitorești pe care le găsim în foarte multe orașe, chiar și în Călanț, câteva astfel de blocuri, primele blocuri care au fost construite. Orașul, la un moment dat, se spune că era supravegheat și de serviciile secrete românești, dar și de CIA, și mulți cetățeni erau informatori. Asta știți de ce, dacă nu aflați acum de la mine, pentru că foarte mulți lucrau la fabrica de armament celebră de aici, din Cugir. Și chiar mergem să o căutăm. Știu că sunt două locații, dar la una din ele chiar vreau să ajung. Cam și găsit una din locațiile unde se află fabrica de armament de la Cugir, uzina mecanică. Acum e fabrică de arme administrată de Compania Națională Romarm, principal producător și exportator de produse militare din România. Se mai fabrică muniție de calibru NATO, pistoale, mitraliere și alte produse militare, dar și pentru piața civilă. Asta e una din locații, pentru că mai există o uzină mecanică aici în Cugir, dar e altă locație. Până în 2004, uzina avea și o secție de produse civile, mașini de cusut, scule și mașini de spălat Albalux. Aici se produceau celebrele mașini de spălat Albalux, dar și mașinile de cusut Ilian. Trecem și pe lângă stadionul din Cugir, o bază sportivă modernizată, pusă la punct, tribuna acoperită și, din câte am văzut eu, sunt chiar terenuri de tenis. Tenis pe zgură, se poate juca fără probleme. Aici se pot vedea terenurile de tenis pe zgură, arena Cugir. Modernizată nu de foarte mult timp, dar arată foarte bine. Și ce-i interesant, n-am știut că zgura se aduce în astfel de săculeți. Probabil e zgură specială pentru terenul de tenis. Ce mai știu e că orașul, infrastructura orașului a fost amenajată, modernizată de curând. Trotuare puse la punct, piste pentru bicicliști, s-au montat și ceva semafoare, sunt din alea cu buton pentru trecerile de pietoni, pentru stațiile de autobuz, evident vedeți acolo sus afișaj electronic, cu orele, stațiile, dată, temperatură, tot ce trebuie. Uite, chiar mă uitam că arată timpul până sosește direcția, linia. Tot ce trebuie. Am depistat dealul pe care trebuie să urc să ajung la cetatea Singidaba, acolo sus, dealul cetății se numește. Nu că ar fi foarte greu de depistat. Pe stradă plină de case din alea frumoase. Dar am ceva de mers pe jos, dar e o plimbare care face foarte bine. Să vă spun câteva cuvinte despre platoul de sus al dealului cetate și despre terasele care îl înconjoară, pentru că ele sunt artificiale. Dealul inițial sub forma unui con, fiind tăiat și terasat pentru locuire, iar acolo pe vârful dealului chiar s-a locuit, acum mii de ani. Deja mergând am și găsit un panou informativ. Puteți apropia, puteți da screenshot ca să citiți dacă vă interesează istoria locului. Uite, acum se și vede mai bine. După panoul ăla informativ mai e puțin de mers și uite, am găsit un alt indicator care mi-arată spre cetate. Na, haideți să o luăm la pas, să vedem unde ajungem. Văd că și un drum din ăsta mai rău pentru jeepuri. Asta cred că e pentru grădinile cetățenilor și în principiu pe undeva pe o cărare din asta ar trebui să ajung aici sus, n-ar fi foarte mult de mers. Ce am mai văzut aici în Cugir,
foarte multă biță de vie pusă pe arac, pentru că aici, zona asta din județul Alba, știu că așa se cultivă, e diferență față de ceea ce se face la noi în județul Hunedoara, iar distanța nu e foarte mare. Și astfel de culturi am văzut foarte multe aici în zona asta. Cu gir știu că mai sunt pe la Tătăria, prin acea zonă. Am început urcarea destul de abruptă, dar nu e foarte mult de urcat. Iar ce las în spate e o priveliște extraordinară. Chiar am să vă arăt de sus din vârf, să vedeți ce viewpoint frumos cu orașul avem de acolo, de sus. A început și un vânt sub și amenințarea ploii, dar urme de cetate dacică, după cum am spus, nu mai sunt. Aici se presupune a fi cetatea Sincidaba. Ea a fost menționată în scrisurile vechi ca fiind cea mai mare și mai bogată cetate de pe Valea Mureșului, pentru că dacii s-au așezat lângă Mureș, cum se știe, lângă Stai, pentru că era o zonă bogată în cereale, se putea face agricultura. Practic aici, în zona asta, era cetatea, după cum ați spus, în deal s-a săpat și cetatea făcea parte din lanțul de apărare a cetăților dacice din munții Orăștiei și după cucerirea romană, ca și celelalte cetăți, a fost distrusă, incendiată, a fost rasă. Dar zona este extraordinară și știți că lucrurile încărcate de istorie mă atrag. Aici s-au amenajat și bănci pentru a admira viewpoint-ul orașului pe care o să vi-l arăt și chiar o cruce. În 2004 s-a ridicat această Sfântă Cruce aici, în acest loc. Și acum, haideți să-și aruncăm o privire asupra cugirului, asupra zonei, văzută de pe cetatea dacică Sincidaba, dealul cetății de aici, din Cugir. O luăm așa încet, case, case, și începe să se vadă orașul. Vinerea e acolo în depărtare, satul Vinerea, și aici deja vedem Cugirul, blocuri și, după cum am spus, foarte multe case. Cam de aici începe cartierul Cindegi, plus case, foarte multe case, care merg până în partea aia dincolo de deal. Iar aici, din acest loc, e un viewpoint minunat. Plimbarea până aici este o plăcere. Într-adevăr, dealul e puțin mai greu de urcat, dar faci și puțină condiție fizică, chiar se merită efortul pentru a vizita un astfel de loc. O altă cetate marcată din cele vizitate de mine, din munții Orăștiei, trece pe listă și Sincidaba, de pe locul dealul cetății din Cugir. O să mai stau și eu în acest loc, chiar dacă sunt sub amenințarea ploii, să admir peisajul, să mă bucur de viewpoint-ul ăsta. Și de aici voi mai pleca să vă mai arăt un loc, tot din zona asta de lângă Cugir, și mergem tot într-un loc legat de istorie. Între timp a venit și ploaia, m-a prins în mașină, asta e bine, și am intrat în localitatea Șibot, tot în județul Alba. E prima localitate, practic, un vii din județul Hunedoara în Alba. Și aici n-am intrat degeaba, caut gara din localitate pentru că vreau să vă arăt ceva. Ia uite ce frumos aici, în gara din Șibot. Am găsit-o, nu era foarte greu, o gară, din ceea ce văd eu, foarte modernizată. Pusă la punct. Și aici ar trebui să găsesc un monument. Aici gara. Vedem și mersul trenurilor. Și deja am și vizualizat monumentul.
aici este, este ceva legat de istorie. Amintește de bătălia de la Câmpul Pâinii la 13 octombrie 1479. Este vorba de Paul Chimezu. Cam așa arată monumentul. Iar legat de bătălia asta de la Câmpul Pâinii, se spune că a fost undeva pe lângă Orăștie. Orăștia e foarte aproape. Și armatele transilvaniene sau și ale regatului Ungariei s-au bătut cu o forță otomană. Tocmai de aceea văd că mai sunt aici puse niște coroane și văd și steagul maghiar pe lângă cel al României. Legat de Pavel Chimezu, se mai spune, sau Paul Chimezu, se spune că a fost un personaj care s-a făcut remarcat atât prin calitățile sale războinice, dar și printr-o cruzime fără margini îndreptată împotriva otomanilor. Acum chiar îmi amintesc, legat de Pavel Chimezu, un episod din cărțile de istorie, când a luat în gură leșul unui turc, avea și în mâini doi turci și a dansat cu ei. Se spune că avea o putere foarte, foarte mare. Monumentul ăsta aici în gara Șibot aparține de județul Alba și amintește de bătălia asta de la Câmpul Pâinii. Și chiar mai vreau să vă spun că monumentul a fost ridicat cu ajutorul lui Nicolae Iorga. Sunt dispute despre el să se mute undeva spre drumul european ca să fie mai accesibil. Din acest loc am început acest vlog. În acest loc, adică la limita între județele Alba și Hunedoara, și termin acest vlog. Am bifat o nouă cetate dacică, Sincidava, se vorbește despre ea, se presupune că în acel loc, pe acel deal al cetății, s-ar fi aflat, oricum i-a fost distrus cucerirea romană. Și chiar am fost curios cum arată cucinul. Lucruri interesante din aceste locuri, lucruri pe care o să le găsiți mereu în locurile mele. Chiar dacă o mică ploaie m-a prins, chiar nu regret plimbarea de astăzi, de duminică. O plimbare care chiar îți face bine, chiar te încarcă, iar dacă mai sunt și lucruri legate de istoria asta, chiar mă interesează și chiar vreau să vi le împărtășesc, să vi le arăt și vouă. Mulțumesc abonaților, mulțumesc celor care mă urmăriți, vă aștept să vă abonați pe YouTube, pe canalul Dacian Gojira, dacă vă plac lucrurile astea frumoase, o să vi le arăt mereu. Mulțumesc și celor care mă urmăriți pe Facebook, iar până la un nou vlog, ca de obicei vă spun, cu voi binele să fie!